A trebuit să mă prezint singură, pe mulți dintre noastre vă știu, numele meu este Crina Vărăș, sunt medic, sunt psihoterapeut și astăzi o să prezint tehnicile de liberare emoțională. Vreau să facem o parte practică, dar o lăsăm pe altă dată. Bun, tehnicile de liberare emoțională au fost realizate de către Gary Craig. El le-a făcut aplicabile în demersurile psihoterapeutice. Sunt aplicabile totuși în viața de zi cu zi pentru fiecare din noi, pentru că fiecare din noi avem emoții, avem emoții pe care nu le putem gestiona și aceste tehnici ne învață cum să le gestionăm și de ce avem nevoie să ne gestionăm emoțiile pentru a avea viața sănătoasă. Bun, este o cale ușor de folosit. Nu include retrăirea dureroasă a traumelor. Asta este foarte important pentru că noi avem tendința să reiterăm același conflict în mintea noastră și dăm putere, chiar dacă el s-a întâmplat în urmă cu 50 de ani. Hai să vedem câteva cazuri în care se folosește cu succes această tehnică de eliberare emoțională. Panică, anxietate, frici, fobii, orice fel de frică și fobie de vorbit în public, de animale, insecte, claustrofobie, de dentist, de aci, ascensoare, zbor, respingere, sex, apă, boală, singurătate, eșec, animale. În depresii, furie, dependențe, de dulciuri, alcool, cafea, droguri, trăind într-o lume extrem de dependentă și foarte multe toxine și substanțe care ne creează dependență, avem nevoie să reușim să ne scoatem emoțiile din această dependență. ADHD. Aici am întotdeauna un mic comentariu cu acest diagnostic de deficit de atenție și hiperactivitate care, inclusiv la adulți, deci copiii care au devenit adulți abia ca și adulți a fost pus acest diagnostic, majoritatea dintre ei au un deficit de atașament parental. Adică în copilărie noi nu am primit acea stimulare, acel ținut în brațe, acea confortizare din partea părinților noștri în care să ne simțim în siguranță. Și atunci copilul, pentru că are nevoie de această siguranță și de atenția părinților lui, începe să distrugă lucruri, să nu fie atent, să nu-și mențină atenția fixată pe anumite obiecte. De ce? Pentru că el are nevoie de atenția părinților și lucrurile nu-l stimulează, el nu-i validează identitatea. Noi, prin privirile noastre, prin gesturile noastre, reușim să validăm identitatea copiilor noștri. Dacă noi nu facem, obiectele lipsite de viață din jur nu vor face pentru noi. În traume, abuzuri fizice sau emoționale, sindrom de oboseală cronică, stres, insomnie, probleme de vedere, slăbire, dureri, orice fel de dureri, cap, spate, gât, umeri, încheieturi, dinți, stomac, dureri generale, alergii, lupus, psoriazis, tensiune, diabet, astm, disfuncție sexuală, probleme urinare și multe altele. Gary Craig spune, încearcă pentru orice. O să vedem cum, practic, cu această tehnică, probleme care durează de luni, ani de zile, se pot rezolva în minute sau ore. De ce și cum funcționează EFT-ul? Funcționează pentru că întreg corpul nostru are o natură profund electrică. Așa cum zicea doamna Carolina la început, avem o mulțime de câmpuri, inclusiv în interiorul nostru. Ei bine, aceste câmpuri le putem detecta foarte simplu. Nu e nevoie să ne scoată cineva inima și să se uite la ea, e destul să ni se facă electrocardiograma și să vedem foarte multe din disfuncțiile pe care le are inima. Nu e nevoie să ne scoate cineva creierul și să se uite la el și să vadă cum nu funcționează sau cum funcționează, este suficient să ni se facă o electroencefalogramă din care se pot detecta foarte multe probleme. Ei bine, chinezii știau de peste 5.000 de ani că pe corpul nostru se găsesc niște puncte speciale. Ei bine, aceste puncte le-a găsit Roger Callahan și Gary Craig și și-au dat seama că ele au o rezistență electrică mult mai mică. De la o rezistență obișnuită a întregii piele de 300-400 de mii de ohm, aceste punctulețe au o rezistență foarte mică, de 10 și sute de ori mai mică decât a întregii piele. Ei bine, acolo unde rezistența electrică a pielii este mai mică, conductanța electrică este mult mai mare și atunci când noi stimulăm aceste puncte și transmitem anumite mesaje corpului nostru, ele sunt prelucrate în mod preferențial. EFT-ul are ca și rost îndepărtarea inversiei psihologice. Ce înseamnă inversia psihologică? Constă în câștigurile secundare pe care noi le avem din obiceiurile noastre. Dependențele și orice obicei și orice suferința noastră e acolo pentru că e un prieten foarte bun, avem ceva de câștigat.
aici sunt prezentate meridianele practic de acupunctură, acele circuite din interiorul corpului nostru, pe unde acești curenți transmit mesajele spre creierul nostru și sunt prelucrate și ni se dau soluții. E bine, nu se aplică teoretic pentru personalități multiple, paranoia, schizofrenie și alte maladii mentale grave, însă a fost testat în spitalul John Hopkins din Statham, unul dintre cele mai mari spitale ale Statelor Unite, în comparație cu foarte multe alte psihoterapii și și-au dat seama că inclusiv pe depresie și pe multe patologii din astea psihiatrice și practic pe probleme emoționale, EFT-ul funcționează mult mai bine inclusiv decât terapiile cognitiv-comportamentale. Practic, pacienților care li s-a făcut EFT, rezultatele au fost undeva de 87% în comparație cu terapia cognitiv-comportamentală, care avea undeva la 40% ceva. Deci, ne putem da seama că această tehnică, practic, funcționează foarte bine. Cauza tuturor emoțiilor negative este o întrerupere, un blocaj în acest sistem energetic al corpului. Da, semnalele pe care noi le înregistrăm atunci când vedem ceva, ele sunt transmise la creier prin intermediul nervului optic. Ei bine, acești nervi sunt formați din neuroni. Ca orice membrană, acest curent de-a lungul ei se propagă prin depolarizarea de membrană din aproape în aproape. Ca să se întâmple această depolarizare, practic niște electronași se plimbă de-a lungul acelui traseu și ajunge să transmită mesajul la creier. E bine, acești electroni au proprie mișcare de spin. Acești spin creează mici câmpuri și mici vortexuri. Ele sunt capabile să producă blocaje sau să deblocheze sistemul energetic al corpului. Atunci când noi suferim o traumă, o emoție, pe care nu putem gestiona un conflict, până la urmă biologic, și o să ne vorbească clar după prânz, de noua medicină germanică și cum aceste conflicte pe care le vin, da? Se întâmplă un eveniment în viața noastră și în funcție de acest eveniment care vine în solitudine, noi nu putem vorbi cu nimeni despre el. Dacă Doamne ferește ne moare copilul, n-ai, cine te înțelege? Cine poate să-ți dea un alt copil înapoi? Nimeni. Asta este un caz extrem, dar noi nu reușim să gestionăm simplu fapt că mi-e frică că vom fi dați afară de la servici sau că există foarte multă poluare în aer și în apă și noi ce mai bem și noi cu ce mai trăim și ne creăm panici peste panici pe care cu stres avem nevoie de el. Acest stres este dat de serotonină. El este un hormon care ne ține în priză, ne ajută să conștientizăm realitatea. Însă în momentul în care apar aceste conflicte, despre care nu putem vorbi cu nimeni, cui să-i spui că mi-e frică că nu o să mai am un loc de muncă, că la vârsta mea, dacă mă dă cineva afară, cine mă mai angajează? Că, uite, copilul n-ascultă, că, uite, eu m-am străduit să-mi cresc copiii să fie moral, echilibrat și liniștit și lumea se străduie să îi învețe prostii. Tehnica imediat. Încerc să vă explic de ce funcționează, pentru că avem acești curenți în interiorul nostru. Cum ne creăm aceste conflicte? Pentru că dacă înțelegem cum am creat acest conflict, tehnica este ușor de aplicat. Am ajuns la tehnica pe care o doreați. Are o rețetă cu 4 etape. Pregătirea, secvență, gama celor noastre și în consecvență. Rostul pregătirii este de a preveni această inversie psihologică, adică acele câștiguri pe care noi le avem din comportamentele noastre. Ele, credințele noastre limitative ne fac să ne autosabotăm și ne împiedică să obținem ceea ce aparent ne dorim la nivel conștient. Bun, cum se face această pregătire? Se percutează, practic, acest punct, da? Vorbeam despre punctele care au o rezistență electrică mult mai mică. Ei bine, acest punct sensibil se găsește pe torace sau se găsește în această parte a mâinii. Este punctul cu care, în care se produc spargerile. De ce?
are o rezistență foarte mică, electrică. În schimb, impactul este foarte mare. Și când percutăm acest punct, creierul prelucrează preferențial toate câștigurile pe care noi le-am avea din fumat, din orice alt comportament pe care nu-l putem gestiona. Ca să îi spunem subconștientului nostru că noi cu adevărat vrem să rezolvăm anumite probleme emoționale, spunem această frază, pe care eu am modificat-o puțin în timp, pentru că deși am această, să zic, frică de șer, deși am această frică de șer, mai ce profund și în totalitate, sau deși am această frică de vorbit în public, deși am această durere de umăr, deși am această alergie la înghețată, mă accept profund și în totalitate. Mi-am dat seama și eu și Gary Craig într-o formulare, să zic, mai actualizată, că oamenii nu reușesc să se ierte, să se respecte și să se iubească pe ei înșiși. Și atunci această formulare a devenit, deși am această, spunem, problema, un comportament observabil și măsurabil, mă accept, mă iert, mă iubesc și mă respect profund și în totalitate. Se zice de 3 ori în timp ce se percutează acest punct. Urmează secvență care presupune percuția unor puncte de pe meridianele de acupunctură. Primul punct este la începutul sprâncenei, pe arcadă, sub ochi, apropo de punctul pe care ne punea Flaviu să ne asăm la început. Următorul punct este imediat sub nas, la mijlocul bărbiei. Vedem aici, la 2 cm de... această scobitură pe care o avem la gât. La bărbați este simplu, următorul punct este la 2 degete sub mamelon, la femeie este chiar pe dungă de la subiect, pe linia mamelonului, și sub braț, la un lat de mână, sub axilă. Toate punctele astea, atunci când le percutăm, sunt sensibile. Folosim, practic, corpul nostru ca și instrument de rezolvare a emoțiilor pe care nu le-am putut gestiona. Nu avem nevoie de cârje exterioare, nu avem nevoie de pilule. Putem folosi, practic, ceea ce corpul nostru știe să facă. Următoarele puncte se află pe degete. Sunt desenate în imagine. Când ținem mâna așa, percutăm aici. Un punct, 2, 3. Pe inelar nu se găsește un punct, pentru că el se găsește aici și are un alt rost, de sincronizare a emisferelor cerebrale. Și ultimul punct se găsește pe degetul mic. După care urmează gama celor 9 acțiuni, adică un episod de sincronizare a emisferelor cerebrale. Și Gary Craig și Roger Callahan și-au dat seama cât de important este ca cele 2 emisfere ale noastre să fie sincronizate. Și atunci au introdus aceste 9 acțiuni prin care facem ca semnalele să treacă dintr-o emisferă între alta. Da? Aceste comenzi, gen închide ochii, deschide ochii, privește maxim dreapta jos, maxim stânga jos, fac să se sincronizeze cele 2 emisfere ale noastre. Pentru că atunci când închidem ochii, se activează emisfera dreaptă. Când deschidem ochii, se activează emisfera stângă, deoarece vin foarte multe informații pe care noi să le procesăm. Fără să mișcați capul, rotiți ochii în sensul acelor de ceasornic, invers acelor de ceasornic, fredonăm, numărăm până la 5, 1, 2, 3, 4, 5, fredonăm din nou tralala, ceva care vine din interiorul nostru, pentru că inclusiv conținutul melodiei are legătură cu conflictul. Bun. Urma încă o secvență, da? Deci încă după aceste sincronizări de emisfere, urma o secvență în care îi reamintim corpului nostru pe ce probleme lucrăm. Da? Această durere de cap, această frică de înălțime, această alergie. Bun. Dacă problema nu dispare, deci se pune problema dacă nu dispare. Deci, în marea majoritate a cazurilor, după o rundă de EFT, cele mai multe probleme dispar. De ce? Pentru că în momentul în care noi am spus subconștientului nostru că deși am această problemă, deși am această boală, mă iert, mă iubesc, mă accept și mă respect profund și în totalitate, ea nu-și mai are rostul. Ea era acolo pentru că în marea majoritate a cazurilor noi nu reușeam să gestionăm aceste emoții de iertare, de acceptare, de iubire. Bun, la a doua parte, asta a fost practic o jumătate de tură de EFT sau tehnici de liberare emoțională, după care
De ce lucrăm pe o problemă rămasă? Pentru că la început măsurăm pe scară de la 0 la 10 cât de tare mă deranjează problema mea. Și omul zice, băi, de 7, 9, 10, este 7-le, 9-le sau 10-le lui. Chiar dacă vouă vi se pare că pe cineva îl deranjează mult mai tare o anumită problemă, el știe foarte bine. Putem să-i punem o întrebare ajutătoare, bun, de ce zici tu că e 7 și nu 8? De ce zici tu că e 7 și nu 6? Cum ar fi? Ce-ar fi schimbat dacă ar fi 6? Nu-i chiar 6. Și atunci vezi că nu poate să lase. Îl deranjează mai mult de un 6, dar nu chiar 8, că la 8 parcă ar fi un pic mai rău. Și atunci este 7-le lui. Bun. Și lucrăm pe problema rămasă după ce s-a terminat prima tură de EFT. Cum ziceam, această testare, vedem pe scara de la 0 la 10 cât de tare ne deranjează. Dacă o problemă are mai multe aspecte, trebuie dizolvate toate aspectele, deoarece, sau măcar 5-10 dintre ele. Cum ar fi, dacă nu este frică de avion, nu e frică de metalul ăla numit avion, e frică de faptul că atunci când ne urcăm în el s-ar putea să cadă, s-ar putea să avem claustrofobie, să stăm între o grămadă de alți oameni, să ne fie frică de miros, poate tușește, poate strănută, poate cine știe ce aș putea lua din așa aglomerație unde trebuie să stau atâtea ore că trebuie să trec oceanul. Bun, și... frica de moarte, frica de cădere. Depinde de ce ne este nouă frică. S-ar putea în acel avion să se găsească o mulțime de alte frici. EFT-ul mare și o metodă a filmului rulat în minte, în care derulăm cu încetinitorul un film despre problema noastră. Asta se face foarte rar, pentru că marea majoritatea cazurilor se rezolvă practic cu EFT. Simplu. Dacă facem metoda filmului rulat în minte, ne punem niște întrebări de genul cât durează, ce titlu ar putea avea, care sunt întâmplările, personajele și intensitatea pe scară de la 0 la 10 cu cât ne deranjează. Important să ne axăm pe o problemă specifică. Da? Nu zicem, băi, nu știu, m-a abuzat tata. Am o problemă cu momentul în care tata mi-a tras o coană în bucătărie la 8 ani. Asta mă deranjează, asta nu pot ierta, asta nu pot uita, asta mă face și în prezent să fie mult mai ușor să-i trag două palme copilului decât să stau să discut civilizat cu el. Problema trebuie spartă în părți specifice. Dacă este prea generală, sunt timid. Bun, de la acest sunt timid poți să ajungi la diverse aspecte, cum ar fi... Bun, nu pot să vorbesc cu persoane de timizi sunt în general adolescenții. Lor este foarte dificil să intre în contact cu persoane străine, mai ales cu persoane de sex opus și de aceeași vârstă și mai ales dacă le plac. Mary Craig sugerează să încercăm EFT pentru orice. O să vedeți pe site-ul lor, dacă intrați pe www.emofree, o mulțime de cazuri zilnic, o mulțime de terapeuți, de oameni obișnuiți care aplică EFT și rezultatele uimitoare pe care le au inclusiv în cancere, boli terminale, în boli grave, boli cronice. Bun. Ce facem dacă succesul nu apare de la prima încercare? Nu e nevoie neapărat să vă notați. Pentru cei care vreți, scrieți-mi pe un mail pe crinadoctor@yahoo.com sau intrați pe autovindecarea pe blog sau pe site și trimiteți-mi un mesaj că vreți să vă trimit. Am făcut un handout, ceva pe care să-l puteți folosi în fiecare zi. Vi-l puteți lista două pagini pe cei care vă interesează și acolo aveți practic toată tehnica explicată. Să o puteți practica voi și atunci când aveți nevoie. E nevoie de multe ori să spunem cu intonație problema pe care lucrăm. Dacă noi suntem timid și zicem sunt timid și o spunem cu voce stinsă, subconștientul nostru nu înțelege că noi cu adevărat vrem să rezolvăm problema asta, că ne-am săturat de ea, că nu mai avem niște câștiguri atât de mari încât să mă zicem în șoaptă, păi știi, dar de fapt nu vreau să o rezolv. Putem face altă formulă. Sunt deschis ideii de a mă accepta profund și în totalitate. Mă iubesc, mă accept și mă iert profund și în totalitate pentru toate lucrurile cu care am contribuit la apariția acestei probleme.
Îi iubesc, îi accept și iert profund și în totalitate pe toți cei care au contribuit ca eu să am această problemă. De multe ori considerăm vinovați pe ceilalți pentru ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. De fapt, percepțiile noastre asupra evenimentelor se întâmplă în capul nostru, în sufletul nostru, în emoțiile noastre și de multe ori nu au nicio legătură cu celălalt. Pentru că pe mine deranjează comportamentul cuiva, în schimb pe alții nu-i deranjează același comportament și atunci cine are de fapt o problemă? Păi el, că el m-a supărat. Dar tu de ce ai accesat în tine acel atașament, acele dorințe, acel nevoia de a-l controla pe celălalt? Da? Noi zicem, a, te iubesc, dar de fapt am încercat să controlăm tot ce gândește, ce spune și ce face partenerul de cuplu. Copiii noștri, părinții noștri. Încercăm să controlăm întreaga realitate, investim o grămadă de energie în loc să ne controlăm propriile emoții și comportamente. Mă accept chiar dacă nu reușesc să rezolv această problemă sau deși nu merit aceasta, pentru că unii zic, a, dar nu merit, am făcut în viața asta atât de multe greșeli încât nu merit să mă vindec, merit să fiu bolnav, merit să sufăr. Asta o să o vedeți nu foarte mult la tineri, cât la oamenii în vârstă care au fost crescuți sub impactul păcatului, a vinovăției. Păi tineri, mai nou, mulți dintre ei nu prea mai cred în ideea de un Dumnezeu exterior, își dau seama că eu lucrez cu mulți copii și tineri și adolescenți și îmi zic, bun, ok, eu ce mă fac că nu cred în Dumnezeu? Eu nu cred pentru că nu l-am văzut, pentru că nu văd niciun impact în viața mea. Și atunci, lipsa asta de credință a lor pe ei ajută, pentru că, în primul rând, se lipsiți de păcat. Ei nu mai cred în așa ceva și în momentul în care ei nu cred că pot păcătui, încearcă să-și rezolve problema. Dumnezeu, că boala asta mi-a dat-o Dumnezeu pentru păcatele pe care le-am făcut în viața asta. Pentru ei, nemai existând acest impact, își rezolvă problemele mult mai ușor. Oamenii zic, da, bun, trebuie să mă împac cu Dumnezeu și atunci această împăcare vine prin gestionarea propriilor noastre emoții. Așa. EFT-ul este folosit și de cei care nu au, să zic, niște probleme foarte serioase emoționale, care nu simt nevoia să apeleze la un psiholog, la un terapeut, ci vor doar să aibă o dezvoltare personală bună, eficientă, o viață funcțională și atunci în fiecare seară este important să ne revedem ziua și să lucrăm pe fiecare emoție negativă care apare. Tocmai ca emoțiile noastre să nu genereze conflicte biologice, despre care o să vorbească Clari, acele conflicte care activează programe biologice speciale ale corpului nostru, cum sunt cancerul. Cancerul este un program biologic special care vine să ne facă acest corp mai puternic și mai adaptat la problema pe care am avut-o. De exemplu, am avut un cancer de colon, un adenocarcinom rectal, care venea acolo să îndepărteze ceea ce eu nu puteam îndepărta din viața mea. În momentul în care am îndepărtat din viața mea acea persoană, de fapt, nu-și mai avea rostul. Nu și-a mai avut rostul acel cancer, deși practic, aveam metastază, o să vă povestesc că clar, nu sunt împrăștierea cancerului, în sângele nostru nu a fost găsită niciodată vreo celulă tumorală. Și asta a fost dilema mea și când tatăl meu a avut cancer și noi credem că de cancer se moare, de fapt se moare de frică și de epuizare. Noi nu cunoaștem fazele de boală, nu ne dăm seama că metastazele sunt conflicte secundare care apar în creierul nostru, da? Vin pacienți cu cancer de sân, am metastază pe coasta de dedesubt, puteți să o împrăștiați în coastă. Cum să se împrăștie în coastă când în coasta ce o metastază de fapt este pierdere de substanță osoasă? Wow! Păi stai un pic, cum s-au dus celulele acolo și ar fi trebuit să crească și de fapt se mănâncă os? Apoi au venit celulele și prost să-l mănâncă, în ficat se mulțesc, în plămâni se mulțesc. Adică cum e posibil ca o celulă tumorală care pleacă din intestin, zicem noi pleacă, dar nu a fost văzută și nu a fost găsită niciodată. Ceea ce detectăm noi sunt niște markeri tumorale care sunt markeri de multiplicare celulară. E bine, multiplicarea celulară se întâmplă în corpul nostru în permanență. Doar că și aceste cancere le facem de sute de ori în timpul vieții, doar că gestionându-ne în timp util conflictele sau unele dizolvându-se de la sine, da? De exemplu, ca adolescenți am fost foarte îndrăgostiți de cineva, facem la un moment dat un cancer de piele, pe locul în care ne-a atins persoana respectivă, pentru că reprezintă un conflict de separare, am mai vrea să fim atinși de acest
acea persoană, nu reușim să fim atinși de persoana respectivă, facem acel cancer, în momentul în care îți dai seama, el evoluează destul de des, dacă impactul nu a fost foarte mare, și după aceea dai seama că, băi, dacă mă la persoana respectivă și după 10 ani are scurtă, e altfel, nu mi-a place și zici, păi, de persoana respectivă mi-a plăcut. Ce? Și conflictul dispare de la sine și acele canceruri care erau în interiorul nostru dispar de la sine pentru că ele nu-și mai au rostul. Noi nu mai vrem să fim separați de acea persoană. Așa funcționează conflictele biologice și programele biologice ale noastre. În fiecare creierul nostru și tot corpul nostru e dezvoltat din 3 făițe embrionare. Și ele au conflicte clare. Deci fiecare oscior din corpul nostru este legat de un anumit conflict. Fiecare bucățică de piele, fiecare organ, ochii, urechile, tot ce e în interiorul nostru, sunt acolo ca și într-un calculator foarte bine organizate. Ele au un sens biologic extrem de bine precizat. În momentul în care noi începem să ne cunoaștem pe noi înșine și să ne punem întrebări de ce am făcut boala asta, de ce ne-am întâmplat senzația asta, o să putem să găsim și răspunsuri. Și vorbeam despre cancerul, de exemplu, și despre oase. Oasele vin din conflicte de devalorizare de sine. Osteoporoza vârstnicilor nu vine din probleme de, păi nu-i destul calciu în apă, că nu-i destul povești. Vine ca și conflict clar în creier și îl vedem. Practic, poți să-i faci o tomografie fără substanță de contrast și să-ți dai seama ce conflict are și îți face osteoporoză. Poți să vezi de ce apar, inclusiv cum în baza rezonanței noi ne atragem din univers spre noi accidente, fracturi, boli, cum microbii vin abia în faza de vindecare a creierului și somatoidele, acele coloide de lumină care se găsesc în interiorul nostru, pe care le-a găsit Gaston Sons și se văd la somatoscop, sunt 16 forme, pornind de la niște coloide de lumină ce se găsesc în sânge și ele se transformă practic în toate, în toți microbii, bacteriile, ciupercii și virusii de care corpul nostru are nevoie tocmai pentru a activa aceste programe biologice speciale, tocmai pentru a ne face pe noi mai puternici, mai capabili să ne rezolvăm conflictele care au generat această patologie pe care o avem. Cum Bruce Lipton ne arată practic că tot ce se întâmplă în corpul nostru sunt programe reversibile, că felul în care noi le percepem, faptul că eu văd un eveniment ca fiind ceva care mă ajută să cresc, să mă dezvolt, să învăț, sau ceva care, vai, nu știu, să rezolv problema asta, vai, o să mă fac de rușine, ce o să zică ceilalți, cum o să mă duc în viața mai departe dacă nu reușesc să trec de problema asta. E bine, această experiență de învățare fac posibil fac să fie reversibile toate procesele din interiorul corpului nostru. Ca și medic și profesor de chimie și fizică, m-am întrebat mereu cum a fost posibil ca metastazele din oasele mele să se răsoarbă? Deci mie mi se părea aberant. Cum adică? Nu se poate. Am fost dresată ca și medic, așa ceva nu se poate. Dacă nu aș fi văzut, de exemplu, un alt tip, mama mea fusese trimis acasă tot așa cu un cancer hepatic, de fapt avea metastaze hepatice, dar nu este găsise cancerul de origine, dar au zis, mă, așa-i coaptă, du-o acasă, că nu mai avem ce face cu ea. Și, de fapt, metastazele hepatice sunt un conflict de înfometare. Tocmai îl văzuse pe tatăl meu murind de cancer și, evident că, suferi alături de acea persoană. Am aflat mult mai târziu cum a fost posibil ca mamei să-i dispară metastazele. De fapt, i-a dispărut acel conflict de înfometare. Pentru că dacă tata murise, nu mai avea nu mai era niciun bărbat în familie care să moară de cancer. Și nu-și mai avea rost acest program biologic de a fi alături de cineva care se înfometează. Și nu întâmplător, este o statistică făcută în Statele Unite și în Europa, la care au fost supuși medici oncologi care spun, în care sunt întrebați, câți dintre voi, dacă ați avea un cancer, ați face radio și chimioterapie? Și răspunsul a fost undeva la 87% dintre ei au zis că nu și-ar face niciodată radio sau chimioterapie. Deci medicii care vin și fac experiențe pe noi de sume colosale, deci pentru chimioterapia experimentală, a lui tata am plătit sume colosale. Și nu a funcționat. Am murit. De ce? Pentru că n-am făcut decât să-l oprovesc mult mai tare și am învățat multe din asta. Chiar dacă multă vreme mi-am făcut procesul de conștiință, în momentul în care am aflat, ok, uite, ce e dat, bun. Cu bună credință, cu bună știință, ca și medic, am crezut în ele, nu mai cred. Pentru că am văzut pe pielea mea cum poți să te vindești de cancer, cum
am învățat de la Bruce Lipton, am învățat din experiențele cu apa, am învățat din memoria apei, din cum poți să-ți reamprentezi din tehnicile de eliberare emoțională, cum poți practic să-ți rezolvi conflictele. Și am avut de trecut și peste programele medicului care zicea, dar lucrurile sunt așa, până când să-mi dau posibilitatea să zic, a poate că nu-s chiar așa, că ce-ai învățat s-ar putea să nu fie bătut în cuie și că, uite, bolile să fie reversibile. Vă ziceam de mama pe care a vindecat un domn cu bioenergie, de fapt nici măcar nu a făcut bioenergie, zicea că au făcut chirurgie de lumină. Instantaneu, tot ce avea acolo a dispărut. M-am întrebat multă vreme și ca și medic și ca și profesor de fizică, cum este posibil ca niște tumori să dispară instantaneu? Și mi-a zis eu așa până când o să înțelegi. Și într-adevăr am înțeles. Mi-a luat multă vreme, vreo 13 ani, dar sunt aici, la fel ca și mulți dintre noi, să împărtășim cu dumneavoastră lucrurile pe care le-am învățat, pentru că noi considerăm că este important ca și alții să beneficieze de toate informațiile astea, de experiențele de viață prin care noi trecem, de informații, pentru că natură, cum zicea și domnul Colcear, este foarte important să deții acea informație care să te ajută să conștientizezi realitatea. Așa cum este ea, nu așa cum am vrea noi să fie. Cu timpul... Bun. Eu țin la Cluj destul de des tehnicile de eliberare emoțională. Pentru cei care vreți, scrieți-mi un mail, vă introduc într-o bază de date și atunci când se ține, vă pot arăta practic cum se fac aceste tehnici. Dacă nu, nu știu dacă în pauză Elena am putea eventual, pentru cei care vor să rămână și să le arăt o demonstrație practică de EFT. Da. În principiu, trebuie să mă... Adică dacă nu se închide sala, în timpul se închide. Dacă reușim să o ținem și dacă doriți, o putem face și practic. Eu vă mulțumesc și...